Aerul meu de tot felul. Acordurile fine de vioară au compus o atmosferă magică într-un loc încărcat de istorie și energie, în curtea în care s-a născut Brâncuș. Pentru oamenii din zonă și pentru turiști, momentul a fost unul de neuitat. Pentru spirit e o desfătare spirituală, chiar eu am pe telefon balada Ciprian Porumbescu și am o vecină, când mă sună, să nu-l închid. Abia așteptam să se întâmple un eveniment de genul acesta, pentru că te întâlnești foarte rar. Și mai ales să vină în apropiere de casa ta, a transmis multă emoție. Deși n-a fost sub cupola unui ateneu, a transmis extraordinar de multă emoție. Cineva suntem și noi în lumea asta mare, mai ales că în satul lui sculptorul Constantin Brâncuș. Celebrul violonist Alexandru Tomescu a mânuit vioara Stradivarius. A fost pentru prima dată acasă la Brâncuș. L-a însoțit chitaristul Dragoș Ilie. Muzica este la ea acasă, oriunde este cineva dornic să o asculte, și aici, având în spate această bijuterie semnată de tatăl lui Constantin Brâncuș, evident că ne-am simțit foarte inspirați și am simțit din plin energia spirituală a locurilor. Mai emoționant decât lângă Coloana fără sfârșit? E greu de făcut o comparație, acolo sigur sunt alte proporții, alt spațiu, aici totul a fost foarte, foarte intim și de aceea nici nu am dorit să folosim amplificarea, pentru că reverberația naturală a viorii este suficientă pentru a umple tot acest spațiu de aici. Prima dată când ajung în partea asta țării să cânt și simt o energie foarte, cum să spun, caldă, primitoare, mi-a plăcut mult să cânt aici în spatele casei tatălui lui Constantin Brâncuș. Autoritățile și organizatorii speră ca acest eveniment să devină unul de tradiție la Hobița. Să avem un Stradivarius la noi aici, în Peștișani, în Hobița, în curtea lui Brâncuș, este ceva cu totul deosebit, și mai ales artiști de talia domnului Tomescu. Este o bucurie că i-am avut la Peștișani și sperăm să vină la anul într-un turneu mult mai amplu. Să ai cel mai mare violonist al României, Alexandru Tomescu, însoțit de un tânăr care și pe mine m-a fascinat astăzi, Dragoș Ilie, chitaristul Dragoș Ilie, să îi ai acasă la Brâncuș, în spiritul brâncușian, Brâncuș care a iubit muzica și muzica de calitate, într-adevăr este un moment emoționant. Alexandru Tomescu va duce vioara Stradivarius și în această seară, la ora 20, în Parcul Coloanei Fără Sfârșit, în cadrul turneului internațional Stradivarius.